Un zălăuan de 54 de ani a fost găsit mort în această după-amiază în propria locuință din zona Pieței Astralis. Pompierii au fost solicitați în această după-amiază să intervină pentru a debloca ușa unui zălăuan din blocul G105, situat în apropiere de Piața Astralis, care nu mai fusese văzut de vecinii de câteva zile. Temerile vecinilor s-au adeverit. Bărbatul a fost găsit mort de către pompierii care au spart ușa locuinței. La fața locului au sosit polițiști și criminaliști pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul bărbatului.